După decenii de secetă, California se confruntă acum cu cele mai grave inundații din ultimii ani. Acest lucru a afectat inclusiv recoltele, care, dacă înainte erau distruse de lipsa apei, acum sunt distruse de cantitățile prea mari de apă. Autoritățile americane sunt îngrijorate că problemele cauzate de inundații vor duce la noi lipsuri de alimente, ceea ce ar putea provoca o nouă creștere a inflației. După mai bine de 20 de ani de secetă, agricultorii din California au acum parte de o altă problemă: prea multă apă. Ploile aproape de la începutul acestui an au dus la inundații de amploare care au distrus multe recolte. I know a local strawberry farmer whose production is a lot less this year than it was last year. Our date field, uh, my bigger concern is more from a climate perspective. It needs to be warm enough outside to uh, have the pollen actually set on the flowers, uh, and we've had some pretty uh, volatile uh, temperatures. și cultivatorii de salată, de căpșuni, migdale, anghinare sau crescătorii de vite din California au avut de suferit după ce terenurile lor s-au transformat în gropi de nămol. Pagubele provocate de furtune au amenințat vasta producție agricolă a statului, care produce mai mult de o treime din legumele națiunii și trei sferturi din fructele și nucile țării. Dar pentru unii, cum este acest crescător de gazon, ploaia a fost o binecuvântare după deceniile de secetă. Tot el este însă de părere și că situația este doar temporară. We've been doing this since 1969. This is one of the biggest years for for rainfall that we've had. It's a savior for the state of California. We should be planning for more disruption And that means more water, storage, more availability. We need to have water storage. Statul California produce mai mult de o treime din legume și trei sferturi dintre fructele și nucile Statelor Unite. California este totodată cel mai mare exportator de produse agricole dintre toate cele 50 de state. California nu este însă singurul centru agricol important afectat de problemele de mediu. Argentina, Franța sau India au suferit și anul trecut de pe urma problemelor de mediu, ceea ce a dus la scăderea producției agricole. La acestea se adaugă distorsiunile din Rusia și Ucraina cauzate de invazia rusă, ceea ce scade și mai mult cantitatea de alimente existente pe piață și împinge prețurile în sus.